care din punctul meu de vedere o consider ca fiind cea mai importantă conferință de matematică care se desfășoară anul acesta în România. De ce spun acest lucru? Este vorba de meeting-ul Societății Americane de Matematică, o conferință organizată de Societatea de Matematică din Statele Unite cu Societatea de Matematică din România, în parteneriat cu Universitatea în 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Este prima dată în istoria României când această conferință se organizează în România. Eu consider că este, în primul rând, un succes al învățământului superior, a cercetării din România, datorită faptului, a matematicii din România, datorită faptului că am reușit să îi convingem pe cei de la Societatea de Științe Matematice din Statele Unite că în România se pot organiza astfel de evenimente, dacă din punct de vedere al valorii matematicienilor noștri. Și repet aici, cred că nu e o universitate americană care să nu aibă cel puțin un matematician sau un cercetător din România, i-am convins că și din punct de vedere logistic suntem capabili să organizăm astfel de evenimente. Evenimentul, la ora actuală, din datele pe care le avem și sunt date finale, avem peste 500 de participanți înscriși la acest eveniment, din peste 30 de țări ale lumii. Nu am numărat chiar exact, adică cu exactitate numărul de țări din care provin toți cei care vor fi la această conferință. În al doilea rând, consider că este un succes și pentru Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, deoarece credibilitatea instituției noastre, iată că a convins din ceea ce s-a organizat în ultimii ani ai existenței universității noastre, în Alba Iulia, am convins că se pot organiza evenimente de o astfel de amploare și anvergură. Nu este foarte simplu să organizezi un astfel de eveniment. Noi suntem singuri din România care ne-am dorit să organizăm acest eveniment în România. Sunt lucruri care de 30 de ani, practic, mulți au dorit să organizeze acest eveniment. Iată că, datorită credibilității care o are instituția noastră, am reușit să credibilizăm în fața celor de la Societatea de Științe Matematice din Statele Unite, am reușit să fim sau să ne fie încredințat un astfel de eveniment. De asemenea, acest eveniment nu putea să aibă loc fără un sprijin substanțial din partea autorităților locale și județene, care sunt partenerii noștri în această organizare. Nu vreau să fac reclamă și celor din mediul privat care ne sprijină, dar vreau totuși să enumăr câteva nume și câteva instituții care ne sprijină în această organizare. În primul rând,